Atunci, în secolul al XIX-lea, era o lustragie din Gara de Nord. Și până la cei care au făcut podul de la Cernavodă și Banca Națională, ei toți aveau în cap ideea că pot să facă un lucru bun. Astăzi am pierdut așa ceva. Dacă vreți să fiți mari și puternici, faceți așa ceva. Dar spuneam că aveți drama populației din România din acest segment al istoriei. Și anume, populația României din acest moment, întâi ar vrea să fie plătită, așa cum se întâmplă în toată lumea, la nivelul multinațional chiar, și pe urmă să facă un lucru bine făcut, adică performanță. Și dumneavoastră aveți această dramă, pentru că dacă vreți să fiți puternici, ar trebui să adunați în jurul dumneavoastră oameni puternici. Din păcate, nu puteți să începeți decât dacă sunteți puternici tare și până atunci nu aveți altă șansă decât să dovediți celor care vă ascultă că sunteți puternici și atunci vor veni în lumea asta. Acum, când se schimbă lumea, avem o șansă să ne găsim un alt loc. Dar depinde cine ne duce spre acest loc și cum băgăm în capul populației din România ideea că trebuie să ocupăm în alt loc. Deocamdată avem o dramă mare în această Românie, cu 21 de milioane și jumătate de oameni, noi avem 4 milioane de salariați. O țară în care din 21 și jumătate de milioane de oameni au 4 milioane de salariați înregistrați și plătitori de impozite, o asemenea țară va înainta foarte greu. Și de aici trebuie să plece schimbarea.